pentru Andrei și Inga, partiul a început într-o notă nu tocmai distractivă. Hai, zi-mi ce ai. Doamne, ce-i cu tine? Păi, știi, anormală, adică... Cum ai ceva? Dar nu am nimic, ce-i cu tine? Ce aș putea să am? Fii sinceră. Doamne, sunt foarte sinceră, chiar nu am nimic. Și de ce ești așa pierdută? Dar nu sunt pierdută. Te întreb ce faci, te întreb ce bei... Nu reacționezi. Că, când m-ai întrebat de băut, nu știu ce să beau, că mi-e frică să nu fie rău de la vin. Și nu știu care să beau, rozie sau alb. Sincer, chiar nu am nimic. Vorbesc foarte serios, chiar bine, nu am puiule. Nimic. Ce cu tine? Păi n-am nimic, puiule, dar mă tot întreb ce am, ce am. Pentru că te-am văzut pe tine oricum așa... Păi normal că... Dar eu nu vreau să deschid discuții de chestii de-astea așa, că ai plecat acolo, că nu mă ții de mână. Era așa... La dans. La dans eram așa? Da. S-a părut, sincer, chiar s-a părut. Bine, puiule. Sper să nu aprecie tehnica aia care mi-ai spus-o. Nu. Da? Bine, măcar anunță-o, da? O oră mai târziu, Andrei o intercepta pe Adina care voia să se ducă în dormitor. Și odihnea piciorușele ale lui Andrei, în schimb, n-aveau astâmpări. Tu mai bei ceva? Nu, întreabă pe Adina dacă are nevoie de ceva. Deci nu cred asta era. Uiule, o fac pentru toți. De ce tocmai tu? Nimeni n-are niciun stres, te-ai găsit tu, ești suficient de matură. Hai și eu cred că să închidă petrecerea și să vă supra toți. A să închidă petrecerea, o să răspundă pentru consecințe. E inițiativă, nu? Aș zice, de ce tu? Mamă, puiule, serios, ăsta era motiv. Asta-s copilărism, e ca să atragi atenția. Are 23 de ani? E matură? Da, mă duceam pentru noi, pentru toți, ca să fim liniștiți. Poți să te duci în continuare. Deci nu cred că asta e rea. Bă, pune-le, serios, nu poate de astea. E gelosă că... Dar nu sunt gelos. Dar nu înțeleg de ce te-ai găsit tocmai tu. Pune-le, dar dacă lași așa, să duceam camere, să duceam camere să... Ce? Dar du-te și stai cu ea. Poate vrei să bei din ăsta. Andrei, lasă-mă în tocmai. Nu vreau, ăsta nu e al meu. Andrei, dacă îmi permite, am auzit discuția. Are Inga dreptate. Eu te înțeleg și apreciez stilul tău, că ești așa empatic și vrei să ajută toată lumea, dar focusează-te pe relația.
intenția ta și partenera ta. Băi, am făcut-o, în primul rând, pentru mine și ea, ca să stea pe degea... A, trează, automat, și pentru toată lumea. Îți focusezi atenția pe Adina, nu știu ce focusezi pe ea. Tot își vede relațiile lor, tu te-ai găsit cu ea inițiativa. Păi, tu nu erai aici, tu totdeauna ți-ai găsit să pleci, ba, țigară, ba, în alte părți. Ba, să schimb, ba, de fiecare când ai fost aici, am fost cu tine. Bine, și acum tot de petrecerea asta ne mai despărțim iarăși, sau? Ce zice? Adică de la fiecare petrecere ne despărțim? Hai, să fim serioși. M-am despărțit eu? Eu știu ți-am spus orice e ce m-a deranjat, Andrei. Alex, care asistase la toată întâmplarea, lua pe Andrei la o discuție ca de la bărbat la bărbat. Are nevoie. Am înțeles inițiativa ta. Perfect am înțeles. Să știi. Ai încercat să ții atmosfera acolo, ca din asupra. Am încercat. Ai dreptate, am înțeles. Dar în momentul în care o femeie simte ceva pentru tine, eu cred că de asta Inga are chestia asta. În momentul în care o femeie simte ceva pentru tine, automat e deranjată de niște acțiuni. Pe ea a deranjat-o faptul că te-ai dus spre altă femeie. Chiar dacă tu te-ai dus cu gândul ăla, nu contează care e gândul tău. Ea vrea ca să-i acorzi atenția, chiar și atunci când nu e acolo. Lasă-o puțin. Lasă-o puțin. Lasă-o puțin. Liniștește. O chem să vorbească și o lași pe ea să vorbească. Nu întrerup nicio secundă, spus. Și ascultă-o cu atenție, cu orice lucru. Să nu cumva să te gândești în altă parte, doar la ceea ce vă spune ea. Și după aia îi spui sincer. Da, mi-am dat seama că am greșit. Sunt unele lucruri pe care le fac. Nu am știut până acum, așa? Dar nu o să le mai fac în continuare. Așa? Dar nu credem așa ceva. Serios, bro, așa sunt femeile. Și n-ar accepta niciodată ca tu să faci și chiar cel mai mic gest față de altă femeie. Așa că Andrei încerca să pună în practică sfaturile lui Alex, doar că socoteala de acasă nu se potrivea cu cea din târg. Așa, te ascult. Eu vreau să ascult. Îți spui ce te deranjat. Andrei, eu ți-am explicat ce mă deranjat. Asta nu e gelozie, că eu nu sunt geloasă. Și trebuie lucrurile să le înțelegi singur. Ok, eu am fost plecată. Bine, eu am revenit. Eu eram acolo pe canapea, că tu dansai acolo și chestia asta, urcatul pe scări, după aceea sunt niște lucruri copilărești. Că nu o să stai de fiecare dată, că ei faci jocul, înțelegi? Un joc. Și eu nu înțeleg ce te-ai găsit tu. Și nu s-au găsit restul. Am greșit. Nu e vorba de greșeală, Andrei. Greșit, lucrurile astea sunt conștiente, Andrei. Despre ce vorbim? Sunt niște lucruri pe care trebuie să... E vorba despre noi doi, că am greșit pentru noi. Dar nu e vorba de noi doi, e vorba că, în general, lucrurile astea sunt evidente. Mai fac. Dar nu e vorba să faci sau nu mai faci, Andrei. Am niște așteptări de la tine, dar tu tot timpul dai în bară. Tot timpul dai în bară. Dar eu vreau de la tine maturitatea, înțelegi? Un bărbat matur. Unde e bărbatul ăla matur? Dar te gândești că de fiecare când spui treaba asta pe mine mă jignești? Tu ți-ai mai promis ceva, că astăzi sucul o să fie cu limită, dar văd că limita iară e trecut. Mă simt bine și eu... Vezi? Promiți una și faci alta. Tu mi-ai promis... Ce să fac, să nu mă distrez? N-am zis să nu te distrez, eu mă refer la stresul. Că singurul lucru care... Da, dar zic că faci cu limită. Și cu limită. Și consideri că încă n-ai ajuns la limita ta, da? Ai ajuns la limită sau nu? Nu, mai am puțin. Mai puțin, da. Da. Dar eu consider că deja limita e trecută. Tu te observi, Andrei. Tu te observi că ai trecut limita. Restul nu se observă nimeni. Dar tu te observi. Și te observi foarte tare. Și eu, ca femeie, mă simt incomod. Pentru că știu că bărbatul meu, în loc să mă mândresc cu el, el a trecut limita. Când mă uit la restul, ei n-au trecut nimeni limita. Adevărul este. Dar cu ce te deranjează un puiul ăsta? Nu pot să accept lucrul ăsta. Ok, sunt două subiecte aici. Odată povestea cu Adina și a doua oară povestea cu
Sucul. Hai să spunem așa, da? Toată lumea știe, e o convenție, da? Andrei, ce spui despre ce a deranjat-o pe Inga? Acum că putem să vorbim așa... Păi exact cum s-au văzut acolo. A deranjat-o că am interacționat cu Adina. Eu am încercat să fac o chestie ca dar să... Dar tu ai înțeles? Am înțeles perfect, da. Înțeles perfect. Și cel mai rău este că am promis o chestie că nu mai beau suc și am continuat și... Nu vreau să dau vina pe suc, dar... Uite, nu știu. Am greșit. Nu știu ce să zic. Ce să mai zic? Bun, dar uite, acum că ai văzut ce a spus Inga, dar ai auzit-o și pe Raluca, cumva dându-i dreptate, da, că da. Există niște lucruri care nu se fac. Păi da, da. Nu șterge nimic. Eu că nu șterge, mi-asum, nu? Am greșit, mi-a cerut scuze. Și? Cum a rămas? Că nu înțeleg. Păi, ea nu vrea să mai continuă. Poftim? Nu s-a schimbat nimic. Adică ne-am despărțit. V-ați despărțit? Da. Ah, ok. Că asta nu văzusem... Da. Dacă ați spus că este și continuare, atunci va vedea și o continuare. Motiv, zic eu. Doamna Laura. N-am știut, am aflat acum înainte să intrăm în direct. Okay. Am simțit ceva și m-am retras chiar mai devreme de la petrecere pentru că nu am vrut să influențez. Ce ați simțit? Ce ați văzut? I-am văzut discutând și mi-am dat atunci când, după ce a urcat cu Adina pe scări. Ce să răspund? Poate a treia oră part în noroc cum a purtat la Roxy și Paul? Nu știu, eu nu vreau să spuneți asta, că asta nu e cu a treia cu noroc. Eu vreau să spuneți... Dacă dumneavoastră considerați, văzând aceste imagini, că Andrei a greșit. Ceea ce privește sucul de când este Andrei aici, cred că au fost seri în care a fost mult mai vesel decât sâmbăta trecută. Adică altă dată a comis-o și mai mult. Asta nu e... Nu știu cât a exagerat. Așa. Am vrut să-i răspund Ingai. Și cu Adina? Nu am văzut... Din punctul meu de vedere, da, am ceva văzut, adică exagerat. Ați văzut ce am văzut și noi. Da, da, mie personal nu mi s-a părut foarte exagerat. Da, da, pe de altă parte, atenția, de ce n-a făcut Viorel chestia asta? De ce n-a făcut Paul? De ce n-a făcut Valentin? De ce n-a făcut Sebaidin? De ce n-a făcut Cosmin sau George sau Alex? Probabil sâmbătă trecută se întreabă Inga. A găsit-o iritată pe Inga, chiar și cred că pe un material am auzit, când Inga a fost foarte supărată. Tot așa, certându-se cu Andrei sâmbăta trecută, i-a spus Adinei, poate eu mă împăcam cu Andrei dacă tu nu întrerupeai petrecerea. Nu știu dacă n-am vorbit cu Andrei deloc zilele astea. Probabil Andrei a rămas cu această amprentă de sâmbăta trecută și s-a, nu știu că n-am vorbit cu Andrei. Nu cred că are legătură. El probabil a și uitat de afirmația mea. Trebuie să spună el. Nu vorbesc pentru el. Eu nu cred că a fost ceva foarte exagerat. Să spună el, că e așa puțin defensivă. Zi, Andrei. Am vrut să țin petrecerea în picioare, adică asta e singurul motiv.